să ne povestiți de la momentul în care ați ajuns, nu știu, la policlinică, la spital, unde ați fost. Povestiți-ne așa cum puteți. Seara ne-a făcut fata temperatură, mi-a băgat în supozitor. Vineri dimineață m-am dus cu ea la urgențe la spital, m-a trimis în policlinică, unde era doamna doctor Curuia. Însă mi-a dat tratament, a zis că are început de roșu în gât. Mi-a dat amtun verde, algin, panadol și niște picături care se dau în caz de face temperatură mai mare de 39. Și sâmbătă dimineața la 5 am mâncat fata, la 6 a trebuit să mă trezesc să-i dau tratamentul și n-am mai avut. La UPU, la urgențe, v-au înregistrat? Cine v-a preluat acolo? De la UPU m-a trimis direct în policlinică. Nu m-a înregistrat. Că v-a spus verbal. Da. Și în policlinică ați ajuns direct la doamna doctor? Da. Nu am mai trecut să o vadă al medic sau... Polițiștii s-au sesizat? Ați fost contactați? Până acum încă nu. N-am fost contactați. Rețeta care o avem de la doamna Gruia e la poliția de la criminalistică. Ieri dimineață când am fost să ridicăm să scoatem... Alaltă ieri dimineață când am fost să scoatem fata de la... medicină medico-legală, n-am mai rezistat și am întrebat din ce cauză mi s-a întâmplat așa ceva și mi s-a zis că de la pneumonie acută și insuficiență respiratorie acută. Deoarece că fetița nu avea nimic în gât. Gabriela? Nu avea niciun început de roșu în gât. Am înțeles, păi rețeta era deja la, semele? De ieri dimineață, de sâmbătă dimineață, când ne-a luat copilul din casă, ne-a luat cu rețetă cu tot. Ne-a cerut și rețeta și la noi ce a rămas doar tratamentul.